În perioada aprilie-septembrie 2021, în calitate de primar al municipiului Ploiești, fără a avea atribuții în legătură cu activitatea unei societăți aflate în subordinea Consiliului Local al municipiului Ploiești, a intervenit în mod repetat, inclusiv prin folosirea de expresii jignitoare și amenințări, pe lângă funcționarea acestei societăți pentru rezilierea unor contracte de închiriere cu o anumită societate comercială. După ce administratorul acestei societăți comerciale a remis o sumă de bani unui jurnalist, primarul a intervenit din nou și prin folosirea acelorași mijloace, pe lângă aceiași funcționari publici, pentru încheierea unor nou contracte de închiriere cu această societate comercială, deși acest lucru nu era permis.